Păi ne-a spus imnul acum, ce am spus? E imnul nostru? Da, imnul nostru, da. Noi, noi sunt imperial, ștrumpii Jedi. Ștrumpii Jedi! Ce Florin nu-i trebuie! Ia, uite, gata, Saul! Echipa câștigătoare! Salutare și felicitări! Felicitări, felicitări, ce ai acolo? Felicitări! Hai să ne strângem, ia-o loc aici! Hai, Jedi la 3! Hai și voi! Da! Hai, Ramona, hai, Ramona, acolo! Haide, haide, haide! Jedi la 3, Jedi, da? 1, 2, 3, Jedi! Ei sunt câștigătorii celui de-al cincilea sezon. Aici? În frunte cu Florin Dumitrescu. Hai să ne așezăm pe unde putem. Asta e. Mamă, mamă, zi-mi cât de mândru ești. Zi-mi cum ești tu acum. Eu aseară uitându-mă, îi spuneam lui Florin că am avut senzația că mă uit, știi, când dă un jucător de fotbal un gol și sare în brațele antrenorului. Exact scena asta am văzut-o și am plâns de bucurie și m-am emoționat foarte tare. Zi-mi cât ești de mândru acum. Mă, poate vi se pare că e prea mult totuși pentru un joc culinar, dar sincer zici că am câștigat Champions League. Adevărat, dar asta mi s-a părut mie. Că era ceva acolo mare, măreț. Da, a fost mare, pentru că a fost o luptă crâncenă, a fost greu un sezon. Eu v-am zis de când am fost la voi, că o să fie cel mai tare sezon de până acum. Și așa a fost. Deci, pe bune, emoții, scandaluri, toate, deci un carusel de emoții, pe bune. Ăla a fost un carusel de emoții. Și aseară ne-am bucurat că aseară am văzut finala împreună. Au fost la mine acasă, am stat și ne-am uitat la finala împreună și a fost cu atât mai emoționant. Știi, pentru că eram toți acolo și ne uitam și copiii... Chiar cum e să te uiți la final știind că... ce s-a întâmplat? Cum e, mă, să te uiți la final știind? Parcă am trăit-o din nou, sincer. Nici nu... Parcă era live. Parcă nu știe finalul. Nu, pe bune. Nu știi, zici că am dat gol la reloare iarăși și ne bucurăm și la reloare. Deci, pe bune, a fost tare de tot. Deci bucurie mare, bucurie în sufletele voastre. Acum știu că după un final de sezon urmează un altul. I-am întrebat și pe ei, te întrebăm și pe tine. Ce-i sfătuiești pe cei care vin la Șef la Cuțit în următorul sezon? Deci, oameni buni, dacă știți să gătiți și dacă nu știți să gătiți, dacă aveți pasiune și vreți să duceți nu neapărat spiritul ștrufilor Jedi mai departe, cât și spiritul celorlalte două echipe. Pentru că nu e numai despre mine în acest show. Cătălin Scărlătescu, Sorin Bontea și cu mine așteptăm cel puțin 300 de bucătari senzaționali din care să facem o selecție și să ajungem la 18 super buni, mai buni ca ăștia 3, corect? Să sperăm, așa da. Se fie. Așa? Și să facem farfurii și mai bune și o finală și mai intensă decât a fost aseară. Acum că ai amintit de ei, zi-mi și mie ce era în sufletul lui Sorin sau cum au reacționat ei la momentul ăla. Bine, Cătălin nici n-a ajuns... No. Hai, nu uite așa, zile-și nouă din culise. Nu e bine, știi? Pentru că totuși îmi sunt prieteni foarte buni, suntem colegi. Cătălin a suferit foarte mult pentru că n-a ajuns cu noi în finală și noi am suferit pe lângă el. Și, mă rog. Da, nu, chiar mi-a părut rău. Pentru că era bine să fie bătălia asta între toți trei. Da, să... Corect, adică să aibă și Chelar o șansă sau Amedeo. Și Sorin a trăit ce am trăit eu cu un sezon în urmă, când am avut doi oameni în finale și n-am reușit să câștig. Doi oameni în finale, cel mai nasol să ai. Pe bune, le-am zis, mai știți mă ce v-am zis la interviu? De fiecare dată v-am zis. Ce v-am zis? Ziceți voi. Unul în finală, și câștigă în finală. Exact. Pentru că dacă erau doi, unul treia să se împiedice. Deci unul treia să-și rupă piciorul să n-ajungă a doua zi la filmări. Vorbesc foarte serios. Da. E greu. Doi era în finale. Era să piciorul, am văzut eu aseară, ai sărit peste alea, pe acolo, bum, bum. Îmbrăcat la costum. Îmbrăcat la costum. Sezonul următor să fie sezonul ninja. Am văzut, Florin, că ești o fire foarte competitivă și foarte profesionistă din ce urmăresc la televizor. Ești așa și în viața de zi cu zi? Fiecare zi mi-o trăiesc așa, pentru că până la urmă, dacă vrei să fii cel mai bun, bagă la cap șuricele, dacă vrei să fii cel mai bun, în fiecare zi trebuie să dai tot ce e mai bun și în fiecare zi să fii tu mai bun, să lupți cu tine să fii mai bun și să înveți din orice, da. Da, m-am uitat aseară și am văzut și lacrimi de fericire și lacrimi de bucurie de celelalte părți. Cum stați cu certurile? V-ați împăcat? Asta se mai scrie cartea aia? Asta e o chestie personală, destul de personală, dar uite...
Eu am capacitatea de a cere scuze public pentru jignirile pe care le-am adus colegului meu Scărlătescu, fiind în febra concursului și nu a fost personal, competiției. A fost în cadrul concursului, uh-huh, în cadrul emisiunii. El știe că eu îl iubesc foarte mult și că îl respect și îl apreciez ca om, ca bucătar. Nu... Deci nu s-a stricat nimic. Eu așa zic, că formula nu s-a stricat nimic. Aceeași formulă de trei pentru sezonul 6, care... Eu așa știu, mă gândiți altfel. Care începe curând, deja începe preselecțiile? Deja s-au terminat o parte din preselecții. Uh-huh. Știu că acum... Da, ieri au fost pe la Timișoara sau Cluj, nu mă știu. E în preselecție, uh-huh, acum se fac preselecțiile pentru sezonul 6. Sezonul 6 încep filmările destul de curând, adică noi în maxim 3 săptămâni suntem în platou. Uh-huh. Baftă mult! Mulțumim! Da, eu vreau să-l întreb pe șef Florin, dacă avem vreo șansă noi ca bucătărie românească să ajungem la standardele și la gusturile celor mai de prin stânga noastră. Ai încredere în noi, șef? Păi, hai să spun o chestie. Din 2012 încoace s-a format o nouă generație de bucătari. Generație de bucătari care o să vă surprindă. Foarte plăcut. Eu zic că în maxim 10-15 ani, în frunte cu D'Artagnan, în frunte cu Alex Iacob, cu cei trei ai mei, cu toți băieții care vin de departe înapoi, uh-huh, în țară și continuă o luptă așa de a pune România pe harta gastronomică mondială. Sincer, eu cred că în maxim 10-15 ani vom avea ceva de succes. Ceva de optimist. Succes. Da. Eu acum vreau, Florine, mă primiți și cu mine în următorul sezon. Vreau să gătesc și eu ceva și să mă filmați să vedeți cât de bună sunt pe treaba. Poți să te întreb dacă ești căsătorită? Și eu sunt șefa la fasole și s-ar putea să-mi iasă cea mai bună. Ești căsătorită? Da. Și vreau să gătesc. Pare rău. Dacă veneai necăsătorită, poate aveai șansa la Scărlătescu. Știam eu că n-am făcut bine, acum ce să mai zic, dar măcar să gătesc o dată. L-ai cunoscut pe prietenul meu Cătălin? Da, cu sigur. Pentru că suntem truncate de prieteni și pentru că am văzut că echipa voastră a ajuns să aibă o relație de prietenie. Da, am să vă rog pe final, la rând, dacă aveți un prieten sau sau pe cineva foarte apropiat căruia vrei să-i transmiteți un mesaj, sunteți liberi să o faceți sau să-i mulțumiți cuiva. Te rog. În primul rând, ar vrea să-i mulțumesc familiei mele, care m-a susținut în tot parcursul ăsta. Vreau să-i mulțumesc prietenilor noi mei, uh-huh, și prietenul Yoda. Yoda. Ai găsit și corecte, da. El e master Yoda, da? Da, și corecte, da. Mulțumesc la toată familia mea și a fost o experiență care m-a făcut să înțeleg și mai mult despre bucătărie, și mai mult despre oameni, și mai mult despre echipă. Vezi? Hei, Diana! Și tot au venit cu mâna goală. Aș fi mâncat ceva acum de dimineață. Mâncat, nu? După ce am vorbit atât de bine de preparate. Un mesaj pentru un prieten? Mesaj aș avea pentru acești oameni minunați. Mi-a făcut o plăcere extraordinară să lucrez la Bancul de Lucru cu voi. Mulțumesc încă o dată frumos, șef, că mi-ați dat această ocazie. Și sper că această prietenie, această chimie care s-a format în echipa albastră să rămână întotdeauna. Și sper ca și celelalte echipe să fie la fel de devotați și să formeze o unitate, cum am reușit noi să formăm. Deci, baftă multă! Bogdan, te las la final pe tine. Okay. Îl întreb pe șef Florin. Eu? Da. Eu am foarte mult ora să le mulțumesc și eu, uite, încep așa. Celor doi bărbați importanți din viața mea, socră-miu și taică-miu, că m-au învățat să fiu competitiv. Celorlalți doi bărbați importanți din viața mea, colegii mei din emisiune, cu care îmi împart orice pahar de apă și o bucată de pâine, indiferent cum suntem, rămânem prieteni. Și soției mele, fetelor mele, mamei, soacrei. Dar cel mai mult le mulțumesc copiilor din acest sezon, tuturor șase, pentru că m-au făcut foarte fericit și sincer au dus o luptă, au dus cea mai grea luptă vreodată. Te-am lăsat la urmă, Bogdan, pentru că ai doar 10 secunde să mulțumești cuiva. 9. 8. vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit și ne-ați susținut, dar în primul rând familiei,
familia e stâlpul meu de bază și am încercat să nu-i dezamăgesc. La fiecare pas m-am gândit la ei și mi-am luat puterea. Și într-o emisiune viitoare ne zici ce faci cu banii! Baftă multă și Florin Dumitrescu, baftă în nou sezon! Mulțumim. Iar vă baftă în tot ce v-ați propus de acum. Mulțumim. Încolo!